Conform rectificării bugetare, județul are la dispoziție la capitolul venituri aproape 322 de milioane de lei, iar la capitolul cheltuieli 387 de milioane de lei. Bugetul Consiliului Județean se modifică cu suma de 2 milioane de lei. Această sumă a fost aprobată prin hotărârea 109 din anul acesta. Această sumă este repartizată pentru drumuri, atât pe parte de reparații, cât și pe parte de investiții. Prin aceeași hotărâre de rectificare bugetară au fost suplimentate cheltuielile de personal la instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș. Instituția care va cheltui cel mai mult pe plata salariilor angajaților va fi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care va avea la dispoziție 486.000 de lei, urmată de executivul Consiliului, care va cheltui pe salarii 391.000 de lei.